Un copil de doar 3 ani a fost salvat în ultimul moment de un polițist care se afla la finalul programului de lucru. Părinții strigau disperați după ajutor. Omul legii a fost îngerul salvator al micuțului. Bogdan, un polițist de doar 22 de ani, era pe picior de plecare de la locul de muncă în momentul în care a plecat de urgență la un caz, reușind să salveze un copil de 3 ani de la moarte în ultimul moment. Cu toate că echipajul SMURD era deja pe drum, Bogdan era la doar câțiva zeci de metri de locul în care copilul se afla. Acesta a ajuns imediat la locul cu pricina și a acordat primul ajutor. Bogdan știa foarte bine adresa, era la doar câteva zeci de metri de locul unde se afla, astfel că a ajuns în câteva momente. În acel apartament a văzut doi părinți disperați și un copilaș inert. "Nu mai respir," a spus mama cu glas stins și printre lacrimi. "Dați-mi copilul," i-a răspuns Bogdan, întinzând brațele după micuț. Cu mare grijă l-a așezat într-o poziție de siguranță și și-a folosit cunoștințele deținute în domeniul acordării primului ajutor, a transmis Ministerul Afacerilor Interne pe contul de Facebook. Copilul a fost salvat în doar câteva clipe. În astfel de situații, orice secundă contează, dar Bogdan a reușit să intervină mai repede decât a ajuns echipajul SMURD, iar viața celui mic a fost salvată. La scurt timp după ce a început manevrele de resuscitare, copilașul a început să respire. După câteva clipe, copilul a dat primele semne de viață. "Haide, zi ceva, scoate un sunet, te rog," îi șoptea mereu Bogdan. Câteva secunde a mai durat și micuțul a început să plângă și să întindă mâinile către mama sa, care îi era alături. Era un semn extraordinar că cel mic va fi bine. "Trăiește," a strigat acesta exact în momentul când în încăpere au intrat cei de la SMURD. Imediat și-au dat seama despre ce a fost vorba și în momentul când au preluat copilul stabilizat pentru a-l duce la spital, unul dintre aceștia s-a întors către Bogdan. "I-ai salvat viața. Felicitări, ai făcut o treabă excelentă. Acest copil trăiește datorită ție," a mai precizat MAI, relatează canalde.ro.